O parte dintre cei care și-au încercat șansele la examenul de astăzi aveau antrenament, fie de pe 24 iulie, când a fost examenul de admitere la medicină generală și medicină dentară, fie din anii trecuți. Primii nu au reușit să obțină duminica trecută 8,95, cât a fost ultima medie de intrare la medicină generală, sau 7,85 la medicină dentară, pentru locurile subvenționate de la buget. În cea de-a doua categorie intră studenții care vor ca de la anul să nu mai plătească taxă și susțin examen pentru locurile subvenționate. Oarecum mai greu decât prima față de anul trecut, pardon, dar a fost destul de acceptabil ca subiecte pe partea de biologie, că am dat anatomie, n-am dat cealaltă, și la chimie a fost destul de ok. Este a doua oară când am fost foarte emoționat. Și ce ai făcut? Eu zic că am făcut cu ajutorul ei. Ea m-a ajutat, e tot meritul ei. Dacă ea e deja studentă? Da. Suntem amândoi studenți. Da. Și dați fără... Dau pentru buget. El dă pentru buget. Eu sunt la taxă și dau pentru buget. Chiar a fost ușor, cel puțin la chimie. E prima dată când dai? Nu, am mai dat la medicină. Acum, duminică? Da. Și la farmacie, da? Da, sigur. La examenul pentru Facultatea de Farmacie din Craiova s-a înregistrat cea mai mare concurență din țară. Concurență comparativă cu anii anteriori, un pic mai mare la Facultatea de Farmacie. Astăzi au fost Facultatea de Farmacie, Facultatea de Asistență Medicală și programul de tehnică dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară. Deci programele mici și Facultatea de Farmacie. Într-adevăr, o concurență bună. Din câte știm noi, probabil cea mai mare concurență la Facultatea de Farmacie din țară, unde la noi se și ocupă locurile și chiar sunt candidați care nu prind un loc nici bugetat, nici cu taxă. În acest an au fost 30 de locuri bugetate și 55 cu taxă la farmacie, câte 15 locuri la tehnică dentară și radiologie, 20 la balneofizio-kinetoterapie și recuperare și 40 la asistență medicală generală, toate la buget. Și aproape dublu la fiecare specializare la taxă, cu excepția specializării balneofizio-kinetoterapie, unde sunt doar 10 locuri.